Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, ca urmare a finalizării urmăririi penale efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Județean Anticorupție, au dispus trimiterea în judecată a unui Maramureșan cercetat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată. Potrivit închetătorilor în urma administrării probelor, a rezultat presupunerea rezonabilă că în luna martie anului 2015 inculpatul și-a traficat influența pe care o avea pe lângă persoane angajate în cadrul Direcției Generale de asistență socială și protecția copilului Maramureș, în vederea atribuirii pentru o altă persoană a unui contract de prestări servicii de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și stingere incendiilor. Ulterior, contractul a fost încheiat între părți, iar ca urmare a acestui fapt, bărbatul a pretins și obținut lunar, timp de un an, 50% din venitul contractual net, concret suma de 22.200 de lei. Și în anul următor, inculpatul a solicitat bani de la aceeași persoană, pretinzând că are influența asupra unor funcționari publici din DGSPC și Consiliul Județean. În schimbul banilor, bărbatul a promis că îi va influența pe aceștia cităm, să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu și chiar contrarea acestor îndatoriri, în scopul fraudării procedurilor de atribuire a unui contract de prestări servicii, de securitate și sănătate în muncă și de prevenire și stingere incendiilor a căror beneficiară urma să fie DGSPC Maramureș. Se menționează în comunicatul Direcției Generale Anticorupție. La sfârșitul lunii septembrie 2017 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Mai mult, procurorii au solicitat instanței competente să dispună confiscarea specială de la inculpat a sumei de 22.200 de lei obținută cu titlu de mită în perioada 2015-2016. Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Maramureș.